Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit, mulțumesc Colegiului Național Moise Nicoară că ne-a primit din nou. Continuăm tot cu colegiul dumneavoastră acest proiect, Scriitorii povestesc capodopere întrerupt în 2020. Prima întâlnire din această ediție e cu doamna profesoară Adriana Babeți, pentru care de vreo 2-3 zile pregătesc o prezentare la care am renunțat brusc azi dimineață. Mi-am dat seama că suna așa ca o laudatio de honoris causa și nu era nici locul, nici publicul. Și veneam pe la 9 spre Arad și la radio am auzit Depeche Mode Enjoy the Silence. Și mi s-a zis, și asta e un semn să fiu scurt, că timpul e prețios. După aia mintea mi-a mers mai departe și nu știu dacă voi știți, sunteți foarte tineri, e un hit de anii 80, cred că, dar un clip care e considerat unul dintre cele mai bune clipuri ale istoriei muzicii. Apare un personaj, un rege, știm că e rege pentru că are mantie, are coroană și care se plimbă în natură cu un șezlong. Și am început să mă gândesc, oare de ce e așa de bun clipul ăsta? Chiar nu are nimic, nu pare să aibă nimic spectaculos. Și după aceea mintea mea a început să lucreze și mi-am dat seama că, de fapt, acolo e regele Lir. Și că în loc de tron, ca un rege care a decăzut, care a fost alungat, care e rătăcitor, care după el nu un tron, ci un șezlong, și în mod clar un rege în exil. Și vacea mi-a zis, dar cum de-mi vin mie gândurile astea? Și zic, astea vin după cursurile pe care le-am făcut în tinerețe cu doamna Adriana Babeți, de la care ce am învățat? Să citesc cărțile fundamentale, și despre asta e vorba în acest program, și să am curajul să fac legături între aceste cărți și între lucruri care par mai frivole, dar din care ideile mari și lucrurile cu adevărat importante răsar din când în când. Și peste asta nu o să sar. Era și în prezentarea inițială despre cum la cursurile doamnei Babeți în anii 90, pentru că atunci am asistat eu, se aduna, se umplea un anfiteatru și nu erau doar cei de la filologie sau de la filozofie, cum eram eu, umaniști, să zicem, ci veneau politehniști, o mulțime. Ieri am întâlnit un domn inginer care astăzi face afaceri foarte mari, import, export, transport, transoceanii, cargouri, și care știa de doamna Babeți pentru că, nu știu ce secție de la Politehnica, transporturi probabil, mergea și asista la cursurile dumneiei de literatură comparată. Și aici colegul meu, Sorin Neamțu, care e pictor, dar a început prin a face calculatoare. Tot așa mergea la cursurile doamnei Babeți să învețe despre marile cărți. Cam asta. Și o să închei cu o încurajare care e potrivită în vremurile. Dacă cumva treceți în online, profitați de timpul, să zicem, câștigat cu deplasarea la școală, cu pregătirea hainelor și citiți, nu știu câte capodopere o să prindem în sesiunea asta, dar citiți. Doamna Babeți, vă mulțumim! Bună ziua! Permiteți-mi să stau jos acum, nu pentru că nu l-aș respecta pe Cătălin sau pe voi, dar și vârsta ar spune cuvântul. Vreau să vă spun că de când am intrat în sală, deși aveam masca, am tot zâmbit. De bucurie că mă revăd cu foști studenți care acum vă sunt profesori, că îl revăd pe Cătălin și pe Sorin și că vă văd pe voi, cred că interesați de proiectul ăsta care e deosebit de bun și
de provocator și pentru cine îl organizează și pentru cine vorbește. Dar mai întâi să vedeți cine e Cătălin, pentru că el m-a prezentat. Sunt un profesor, cred că destul de atipic, așa aș spune, pentru că sunt aproape tot timpul când predau bine dispusă. Adică sunt dispusă bine prin ceea ce spun și prin felul în care interacționez cu studenții sau cu elevii. Pentru că în ultima vreme am participat la foarte multe întâlniri cu elevii timișoreni din clasele liceale și o să vă invit, după când o să fie momentul, să urmăriți niște podcasturi realizate pentru ei și împreună cu ei. Cred că se poate face știință cât se poate de serios atunci când o predai, când vorbești, deci în oralitate, și cu bună dispoziție. Știința despre care vorbim noi, care e știința cititului cărților și plăcerea cititului, nu trebuie să fie plicticoasă. A vorbi despre cărți nu trebuie să te adoarmă. Poți să o faci destins ca să încurajezi lumea să citească, ceea ce o să încerc să fac și astăzi. În afară de ce a spus Cătălin, deci sunt un profesor bine dispus. Și scriu și cărți, lucrez la o revistă literară, vă invit pe cei dintre voi, dragi elevi, care aveți, cum zic eu, frison, eu ziceam înainte, frison în pix, deci frison în tastatură, deci care scrieți poezie, proză, eseu, trimiteți. Cătălin are, doamnele profesoare, au adresa mea de e-mail, au debutat și au continuat să scrie la noi tineri, care apoi au devenit nume cât de cât recunoscute în peisajul literar românesc. Deci am ca o rachetă cu trei focoase, patru focoase. Dar cine este Cătălin? Pentru că nu știți majoritatea dintre voi. Permiteți-mi să-l introduc, cum se zice, Cătălin, nu pot să fac la Zurca. Zic, așa parcă aș fi la o emisiune TV. În primul rând, este absolvent al liceului Moise Nicoara, care nu-i puțin lucru și vreau să omagiez și pe această cale acest liceu, ca și pe celălalt, de altfel, Ghiba Birta, sper să nu le încurc. De unde ne-au venit, aș spune fără să ezit, cei mai buni studenți de la litere, cu excepțiile timișorene de rigoare, destul de puține de altfel. Deci, școală de înalt calibru, inclusiv colegii și prietenii mei foarte buni, sunt absolvenți ai acestor două mari licee arădene. Încă o dată mulțumiri și faptul că organizatorul acestui eveniment este absolvent de Moise Nicoara spune multe. E absolvent de filozofie, între cei mai străluciți, este prozator, e scriitor foarte bun, dar e de o modestie, aș spune, prostească și nu persistă. Are un roman, Celebru Animal, Apolirom, foarte bine primit, e și foarte talentat, creator. Și nu în ultimul rând, cred că este unul din cei mai buni inițiatori de proiecte culturale pe care îi are România în momentul de față. Locul lui ar trebui să fie sus de tot. Este deopotrivă de o modestie care de multe ori mă lasă fără cuvinte și a ales să lupte pe baricadele Aradului și să aducă cele mai bune lucruri care pot fi aduse în momentul de față aici, în domeniul culturii. Asta e Cătălin. Am zis bine? Vă rog să-l aplaudăm încă o dată. De grozav organizator ce sunt, am uitat să povestesc formatul. Doamna Babeț va povesti o capodoperă, sau două, Iliada și Odiseea, după care vă încurajăm să puneți întrebări pe care doamna Babeț de-abia le așteaptă. Avem aici chiar câteva cărți și de Homer și de Adriana Babeț, pe care suntem
foarte bucuroși să le oferim cadou celor care pun întrebări. Cred că putem începe. Eu o să vă întreb și pe parcurs. Doamnele profesoare sunt rugate, care au fost la cursuri, să se abțină, să nu răspundă și să nu sufle. O să-l propun pe Cătălin să vedem ce a mai rămas, dar el e foarte cultivat, să vedem dacă ne descurcăm. Eu zic că ne descurcăm. Deci Iliada și Odiseea, scurt. Primele epopei ale lumii, ce ziceți? Zi tu, dacă ei le vedem curaj. Da, mi-e foarte jale, dar eu sunt sigur că voi știți că nu... Care e prima epopee din lume? Da. A, s-aud, a zis? Da. Ce, bravo! Ia, fă așa cu mâna să te văd. Așa. Auziți, e prima epopee, epopeea lui Gilgamesh, apărută acum aproape 4.000 de ani pe sol mesopotamian. Deci, e o poveste foarte lungă, dar acum vă dau vestea bună că primul text de tip epic, poem epic din lume, e mai vechi decât epopeea lui Gilgamesh, este tot din zona Sumerului, cam din zona actualului Irak ar fi, și care se cheamă Enuma Elish, care în traducere ar însemna când sus, pentru că titlul vechilor poeme epice era dat de primele două, trei cuvinte. Și așa începe. Este un poem cosmogonic despre facerea lumii, despre geneza cosmosului. Ăsta e cel mai vechi, dar nu-i propriu zis o epopee. Cine a zis Gilgamesh are dreptate. Dar pentru cultura europeană, pentru civilizația europeană, Iliada și Odiseea sunt ceea ce s-ar numi și ceea ce chiar grecii au spus, ta Biblia. Deci cum adică Biblia? Da, pentru că în greacă Biblia este pluralul de la Biblion, care înseamnă carte. Deci Iliada și Odiseea sunt cărțile cu majusculă. Nu se leagă de Vechiul și Noul Testament, dar care tot asta înseamnă, cărțile. Pentru vechii greci, aceste două poeme mari, o să punem întrebări, scrise? Nu. De cine? Nu se știe. Când? Nu se știe. Unde? Nu se știe. Ce facem? Aproximăm. E undeva într-o zonă aproape de poveste, mitică, mitologică. O să vedeți imediat. Cele două poeme compuse acum, cât să zic, 2700, 2800, unii zic 2900 de ani. Nu se știe, nu se știe. Ele sunt ta Biblia. Ele sunt pentru lumea greacă, începând din momentul în care au fost transcrise, ele sunt cărțile. Și devedeau bibliografia unică și obligatorie în toate formele de învățământ grecesc. Liceul este invenție grecească, academia este invenție grecească și gimnaziul invenție grecească, nu doar ca un cuvânt, ci ca o instituție. Știți ce erau gimnaziile? Săl de gimnastică. Sigur. Datorăm foarte mult acestei grecii. Peste tot, copiii și tinerii învățau toate științele din lume, de la filozofie până la medicină, de la ce vreți, de la geografie până la istorie, de la mitologie până la, nici mai am, fizică, sau ce vreți voi, citind din momentul în care au fost scrise cele două capodopere absolute, care sunt Iliada și Odiseea. Așadar, cine le-a scris? Fatal error, deci greșeală masivă. Nu le-a scris. Acum, dacă am fi avut posibilități organizatorice, dar era de un chici, adică era poate chiar de un prost gust, aduceam pe cineva echipat ca atare, deci cu un fel de peplum, în fine, să
imite ceea ce s-ar fi numit un rapsod. Aed ar fi prea... Aed, cu pluralul aezi, era prea mult. Ar fi fost prea mult. Un rapsod grec, de acum 2500-600 de ani, bărbos, cu plete, așa, și echipat ca atare, cu sandale, cu platformă, așa se purtau, nimic nou sub soare, așa, cu o liră, și care să înceapă să recite acompaniat de liră și uneori să și intoneze un fel, na, ce să zic acum, o prostie cât mine de mare, un fel de folk music, adică parcă ar fi fost un fel de Bob Dylan sau de acum aproape 3000 de ani. Și care ar fi recitat, ar fi incantat, scandând și urmărind un ritm extraordinar, poemele. Deci la întrebarea cine le-a scris, răspundeți corect, nu le-a scris. Le-a compus, inițial sunt compuse. Sunt pentru auzit, nu pentru citit. Dar cine? Nu se știe. Ar fi trebuit să poarte un nume, vorba poetului, Homer, care poate să însemne cel orb, cel exilat, cel de lângă un pârâu, na. În fine, tot soiul de etimologii, mai mult sau mai puțin fanteziste. A rămas în mitologie că e un orb, un cântăreț orb. Oare de ce? Pentru că în Iliad, în Odiseea, apare la un moment dat, extraordinar construită povestea, un cântăreț orb care are un nume care spune multe, Demodocos, un cântăreț orb care la un fel de banchet, la care era să zic aterizează și Ulise, naufragiat, vai și amar de capul lui, și regele cetății unde, pe malul mării, e descoperit Ulise, dă un fel de banchet în cinstea lui, fără să știe cine e acest bărbat care a eșuat, dezbrăcat, cu lațele de păr încâlcite cu noroi, deci ceva îngrozitor, îl spală, îl refrișează, în fine, mâncare, poftă bună, după care puțină muzică. Și vine poetul orb de Demodocos, care începe să cânte cu lira, acompaniat, și ce începe să recite? Iliada. Deci, să nu-mi spuneți că nu-i genială, acum 2700-800 de ani. Și ce vede, ce aude, ce-și dă seama, de ce-și dă seama Ulise, că e vorba despre el acolo, despre cum o să vedeți. A participat la sediul cetății Troia. Și ce-a făcut, și cum a dres, și, pă, și le umflă plânsul, și ca să nu fie văzut și apoalele, un fel de peplum, de halat acum din resorturi, cum ar veni, pac, și și-l pune pe față, să nu îi se vadă emoția, și totuși aia se prind. Dar cine ești, străină? Și el recunoaște că e un rege care a avut cândva o mare cetate, nu prea mare, dar pentru el era centrul lumii, și uite ce a pățit, și începe povestea. Deci asta să fie un argument pentru care, hai să zicem că e un aed orb, așa s-a consacrat mitul, povestea lui Homer. Bun, când? Nu se știe. Unii zic că bacă e secolul 7, bacă e secolul 8, ce să vă spun? Nu facem acum, nu despicăm. Deci iar suntem în ceață, da. Deci nu știm cine e autorul, nu știm când, nu știm unde, șapte cetăți își dispută originea lui Homer. Deci nici nu știm unde, se pare că într-o insulă ioniană, în Chios, ok, să fie primit, dar nu știm. Sigur, se bat istoricii și descoperă și caută și nu ne încurcăm. Deci ce să reținem? Că nu e scrisă. Trec secole până când vine un tiran. Tiran, tiran, dar cu o idee foarte bună, ăsta Pisistrate. Și el dă prima comandă între secolele 6 și 4, dacă nu mă înșel, înainte de Hristos, și zice, transcriere.
Păi, dar ce să transcrii? Ceea ce urmașii lui Homer, homerizii, la chefuri, la câte o... Acum, băută-i tot chef. La spartul nunții în cămară, vorba lui Ion Barbu, se puneau și un moment de super recreere, un moment cultural, cum am vrea să fie și ăsta de astăzi, se puneau și știau pe din afară și recitau, vă dați seama că nu tot. Iliada e 16.000 de hexametri dactilici și Odiseea 12.000. Dacă pui, m-am gândit așa, dacă pui și înșiri versurile văzându-le așa, păi scoți o distanță de câteva, mă gândesc, nu? Mergi până la Bodrog, nu. Dați-o pe lângă, pe malul Mureșului, cu ele înșirate. Deci dura foarte mult. Dar deja avea o cursivitate, deja modelul, matrița făcută de Homer, care ce-a făcut? A adunat și a pus la oaltă cu un geniu pe care nimeni nu-l poate explica. Cine i-o fi susurat? Cum să le îmbuce? Cum să le compună? Filoane de mituri, povești care circulau, ca poveștile noastre, dintr-o cetate în alta. Ba, că ce-a pățit cu foarte mult prea frumoasa Elena. Deci cicluri epice. Cum a fost asediată Troia, cum s-a întors Ulise acasă, cum, ce fapte de vitejie au făcut. Și toate astea sunt adunate de acest geniu orb, se zice, și făcute text oral, de o perfecțiune pe care numai un mare cărturar român a știut să ne-o explice. Petru Creția trebuie evocat cu acest prilej, Dumnezeu să-l odihnească, care era elenist, știa greacă veche și care ne-a făcut unui grup de prieteni prima recitare a începutului Iliadei, ceea ce noi fredonăm așa, cântă zeiță, așa, cântă zeiță mânia ce-a prinse pe Ahil Peleanu, patima crudă cea heilor mii de amaruri aduse. Și el a făcut așa și a vorbit, a pronunțat în greacă veche și am ascultat toți, inclusiv muzicalitatea, și am zis, na, hai, interpretează-ne. Păi zice, câte ore îmi dați? Păi zic, pentru atâtea versuri numai. Da, câte ore îmi dați? Mă zic, chiar așa? Chiar așa. Și a vorbit vreo două ore și am rămas înțepeniți. Este perfect ce e acolo. Este perfect. Cum a reușit? Cântă zeiță. Muza? Daimonul. Cine le picură geniilor? În urechi, în cap. Cine? Este una din marile taine ale lumii. Cum e și taina nașterii, a genezelor, cum e și marea taina a morții, începutul și sfârșitul, și vă mai dau o veste bună. Cum tot de natura tainei îi și îndrăgostirea. Să nu vină biochimiștii și să-mi spună că noradrenalina cu dopamina, cu nu știu ce, și stimulează. Suntem și o biochimie. De ce te îndrăgostești? Abia aștept să vă fac un roman, o capodoperă despre Cudfut, despre cum te îndrăgostești la prima vedere. Astea sunt teme. Le aveți și în Iliada și Odiseea. Numai că voi până o să citiți astea. Depășind Alexandru Mitru cu legendele Olimpului și cu eroi și cu astea, o să treacă multă vreme. E greuț. Dar vă îndemn. Când o să fiți bătrâni, ca bunica, ca parcă-s bunica la focul din sobă. Deci sunt perfecte. Și acum haideți să vedem despre ce e vorba. S-a spus foarte frumos. Iliada și Odiseea, ok, sunt scrise la vârste diferite ale lui Homer, da, pentru că și stilistic diferă. Și atunci s-a spus așa foarte frumos. Iliada și Odiseea sunt poemele celor două vârste ale lui Homer, celor două vârste ale Greciei, și ale
celor două vârste ale omenirii, adică ale oricărui om, cum am fi noi. Cum erați când ziceam când eram mici? Ziceam că tu care nu mai ești chiar, deci un băiet, nu-i nici tu, nu mai ești așa tânăr, dar să zicem, băieții din sală, dacă e cineva, nu ridicați mâna, deci dacă ar fi dintre a 12-a, un 18 ani, 19 ani, ăștia ar reprezenta vârsta eroului Iliadei, care este Ahile. Acest prea cinstit oaspet al meu ar reprezenta vârsta matură a lui Odiseu, Ulise. Deci sunt și, e vorba și despre noi. Haideți să vedem ce-i cu Iliada. Eu sunt cu ochii pe ceas, dar am... În primul rând, măcar cu atâta să plecați de aici, dar de ce Dumnezeu îi spune Iliada? Când e vorba despre un asediu al cetății Troia. De ce nu îi spune Troiada? Au fost unele nevumedii, au zis Troada, asediu Troiei, sau care au prelucrat tema. Pentru că un alt nume al Troiei, care astăzi se află pe teritoriul Turciei, este Ilion. Deci Iliada este cântecul despre cetatea Ilion. De acolo vine Iliada. Ce-i Iliada? Iliada e o bătălie pentru zid. Am mai spus asta. În grecește, să știți că și serioasă, așa, e teiho mahie. Mahie bătălie, teihos zid. O bătălie pentru zid, adică e o carte, un poem despre război. Dar ce se întâmplă? E un război pornit de triburile grecești, solidare în jurul nefericitului Menelau, care căsătorit după multe ocolișuri așa cu cea mai frumoasă dintre muritoare. Și care este această Elena din Troia. Căsătorită, dar ea nu e ca Penelopa lui Ulise. Bă, vine prea frumosul troian Paris Alexandru, care arăta foarte bine între noi, fie vorba. Și începe un proces de seducție, v-aș ține un curs despre strategiile seducției, mai chemați-mă. Da, cu vorba, cu fapta, cu privirea, cu ai de capul meu, da. După care nu-ți mai vine să te îndrăgostești niciodată, așa de ordonate și organizate. Și mai știi că o răpește, să fim serioși, abia așteaptă să fie răpită, cum e aia zburător cu negre plete, zis și făcut, vin la noapte și fă-mi o bucurie, și pleacă cu el la Troia, unde, bine mersi, e foarte ciudată această Elena, spre deosebire de Penelopa lui Ulise. Păi, vă dați seama, soțul dragiat, Menelaul, cheamă pe frate, s-o Agamemnon, adună toate triburile și să pornim, să o aducem acasă, trebuia întrebată dacă vrea, da? Mă rog. Și pornesc asediul Troiei. Ce se știe este că ai nevoie, ca să cucerești Troia, de doi eroi, deci doi mega eroi. Unul tânăr, gen Brad Pitt, care a și jucat în Prostia de Troia, un film, na, măcar atât, puteți să-l vedeți. Așa, care-i tânăr, are cam în jur de 18-19, hai 20 de ani. Deci băieți, e de vârsta, cam de vârsta voastră. Nu vă spun povestea lui, e fabuloasă. Și care e muritor, pentru că mama, Tetis, o nimfă, presimțind că va muri, vrea să-i dea nemurire și îl confundă, sunt multe povești aici. Și în toate mitologiile lumii aveți câte un gest care, prin care vrei să-ți asiguri, să asiguri nemurirea ca mamă copilului tău și îl ține de călcâi.
și îl cufundă în tot soiul de variante, în sânge de mistreț, deci nu vă zăpăcesc de cap, în cel scufundă ca să-l hiperimunizeze, nici COVID-ul nu putea nimic să-i facă lui Ahile, nimic, nimic, e ciumă acolo, e ciumă. Colegul Budac a zis că de fapt nu era vorba despre ciumă, apare, e tradus cu cuvântul ciumă. În realitate era variolă, dacă vă vine să credeți, descrisă în Iliada. Am rămas paf. Și îl ține de călcâi. Și ăla rămâne punctul lui vulnerabil, cum vi se spune. E călcâiul lui Ahile, e zona ta de vulnerabilitate. Ai. Acum, auzi, mai vin o dată și mai povestim de astea. Mâine. Nu, auziți, atâtea lucruri frumoase și atât de rău îmi pare că nu le pot spune, ca să înțelegeți. De ce șchiopătează personajele prin literatura universală? Sau de ce au semne în partea de jos a piciorului? Pentru că au zone mari de fragilitate. Cine are aici? Ia că te-l pe ăsta cu călcâiul. Da, Ulise, care e bărbatul matur și el trebuie să vină și el trebuie să intre în armată, să face semine bun, numai să nu participe la război, să stea el acasă la el în cetatea Itaca, unde are soție, pe Penelopa, unde are un băiețel micuț, un bebeluș, Telemach, el nu vrea să plece la război. Are 20 de ani, un bărbat, 20 și ceva de ani, un bărbat așezat, nu vrea. Și până la urmă, ca bădița Vasile al Ucreangă, e luat la oaste cu arcanul și pleacă amândoi. Ahile, așa vulnerabil cum e, și Ulise, care are și el, are în semn, o cicatrice pe pulpiță, pe țâmp, cum zic bănățenii, da? Are un semn. Și în plus, descinde dintr-un neam, dintr-o stirpe marcată de aceste vulnerabilități, nu vă mai dau exemplele, le aveți în Iliada și în Odiseea, aruncate așa, totul face sens, totul are sens în partea de jos a piciorului. Ok. Și pornește războiul Troiei, cât durează 10 ani. Și cum începe Iliada? Cântă zeiță mânia orge, în greacă. Mânia ce-a prinse pe Ahil Peleanu, fiul lui Peleu. Patima crudă ce aheilor mii de amaruri aduse. Care-i prototipul eroului? În special acelui tânăr gen, cum îl cheamă, Ahile. E un fel de tabel al virtuților eroului pe care le preiau apoi cavalerii Evului Mediu și care răzbumbă, ca să zic așa, până în benzile desenate, în jocurile pe calculator, Terminator, pe cine vreți voi dintre mega eroi, sunt cam aceleași. De acolo pornesc, de la Ahile. Ăla-i tiparul, matrița eroului. În primul rând, caroseria, ca să ne exprimăm ca într-un mediu academic. Înălțime. Cam 1,75 m. Nu putea intra într-un ordin cavaleresc sub 1,80 m. Și Don Quixote? Vai, șamar de capul lui, și micuț, și slab, și bătrân, și jigărit, și... lui Cervantes, aia o să fie altceva superb. Aia vreau să predau aici, nu, sau când o fi peste 2-3 ani, dacă vom fi în viață. Adică, da, o să fim. Deci, înălțime, vigoare, deci e la sală, face exerciții, deci au săli, gimnaziile, bine, nu-i cazul lui Ahile. E foarte exersat, musculatură. E o anumită proporție a corpului, agilitate, forță. Dar nu astea contează, și astea contează, dar sunt virtuțile morale. În primul rând, curaj, gustul gloriei, poftă agonală, agon îi luptă.
Agonia e ultima luptă pe care o dă viața cu moartea. Nouă ni se pare că agonia e finala pe aparate. Da, e ultima bătălie, dar bătălie înseamnă poftă, gust agonal sau agonistic. Orgoliu câștigării într-un orice tip de înfruntare, demnitate. Un fel de noblețe sufletească sare în ajutorul celorlalți, obidiți, al femeilor, în fine. Are apoi un cult al prieteniei, e o prietenie celebră în Iliada, Ahile și Patrocle, prietenul devotat. Stăpânire de sine, instaurarea ordinii, deci control pe el. Păi și cum începe Iliada? Cântă zeiță mânia ce-a prinsă. Păi ce-i cu mânia? Nu-i stăpânit? Nu. E ca oricare din oamenii tinerii bărbați, cuprinși de patimă, e furios că îi se ia abuziv sclava preferată pe care o câștigase prin bătălie. Și se înfurie, se îmbufnează ca o domnișoară și le întoarce spatele camarazilor lui și zice, faceți ce vreți, eu nu mai lupt. Ci hai Ahile, că luăm o bătută, nimic. Până când un alt mare erou, troian de data asta, îl ucide pe prietenul Patrocle. Ăsta e Hector și el, viitor rege, ar fi fost. Dumnezeule, și acest bărbat, ca tânăr, care ar fi trebuit să-și controleze nervii și să nu mânie aia, începe să plângă, să duce la malul mării, smulge părul din cap, o cheamă pe mami, pe zeița Tetis, să-i facă arme. De ce bărbat ești tu? Cum adică să vină mami, zeița Tetis, și să te ajute? Deci e disperat. Și mai e încă un episod în care îl vedeți înlăcrimat și se termină Iliada, așa cum o aveți aici, nu cu cucerirea Troiei, cu calul troian, cu Ulise, nu. Se termină cu momentul în care Ahile îl ucide pe Hector, care i-a ucis la rândul lui prietenul, și vine bătrânul Priam, regele Troiei, să ceară cadavrul, corpul fără viață al fiului ca să-l îngroape, pentru că la greci păcat mai mare decât să nu-ți îngropi morții nu exista. Și bătrânul plânge și se milogește de el. Și brusc, marele erou, cel mai tare, cum s-ar zice acum, nu, din toate parcările, stăpânitul, își dă seama că el n-are tată, că e crescut numai de mami, că n-are prieteni, că e de fapt singur și îl lovește o milă și începe iar să se smiorcăie și să îi se umplu ochii de lacrimi și ia-ți bătrâne fiul și du-te mai repede să nu vrea să fie văzut plângând. Un bărbat standard nu e bine să fie văzut plin de emoție și cu lacrimi. Ba să fie, dragilor, să fie, da, și asta n-are nicio problemă. Așa se termină Iliada. Și Odiseea, care poartă numele celuilalt erou, bărbatul matur. Ahile n-are soție, n-are familie, n-are copii, are prieteni. Și ăsta e rege, în Itaca lui, are soție, are copil, are prieteni, are tovarăși de luptă. Pleacă la război, cât durează 10 ani. Îi se atribuie toată povestea cu calul troian în care intră grecii și asediază cetatea și o radă de pe fața pământului, îi dau foc Troiei. Na bun, și acum hai acasă. Dacă Iliada este o teihomahie, adică o bătălie pentru zid, Odiseea este un nostos, adică o întoarcere acasă. Așa numește Homer această întoarcere acasă, dar nu ca din pușcă. N-avea busolă, dar se putea orienta după astre. Ai fi putut merge, astăzi faci de la Troia la Itaca, cu o barcă cu motor,
vreo 10 ore, zic și eu o prostie, dar oricum e un traseu simplu. Și cât urează asta? Întoarcerea, nostosul, e pe căi ocolite, asta înseamnă 10 ani. Deci el pleacă, un tânăr bărbat, de 20 de ani, de acasă și ajunge acasă într-un târziu, după alți 20, 10 la război, 10 la întoarcere, are 40, 40 și ceva de ani. Și toată povestea întoarcerii lui acasă și a dorului de casă, a suferinței, care-i algia, suferință, poartă numele unui cuvânt, poartă numele a ceva care ne e drag tuturor, nostalgia. Deci, Odiseea este și o superbă poveste despre nostalgie, despre cum ne e dor. Mai pot? Biruiți? Zic? Bun. De ce durează atât de mult drumul? Pentru că e împiedicat Odiseu. Nu uitați că în mitologia greacă, care e politeistă, adică e o credință în mai mulți zei, nu e o religie monoteistă. Zeii greci sunt după chipul și asemănarea omului, nu cum va fi în tradiția iudeo-creștină. Dumnezeu i-a făcut pe oameni după chipul și asemănarea lui. Nu! La greci cum sunt zeii? Cine? Însuși șeful suprem, Zeus. Păi, după chip, deci toți sunt antropomorfizați, uitați-vă la statui. Mușchi, unii dintre ei, toți arată foarte bine și zeițele. Și după asemănare. Păi Zeus, în primul rând, ce faci, Zeus? Fugi de acasă și te încurci cu tot soiul de nimfe și de muritoare? Ce e asta? Dar tu Hera, nevastă, zeiță, care și supraveghează căsătorile și astea, de o gelozie turbată, răzbunătoare, ce e asta? Măi, Atena, care este monumentul raționalității, e zeița înțelepciunii, pentru că fix din capul lui Zeus, pac, îl despică și hop, iese Atena. Spune-mi din ce parte a lui Zeus te-ai născut, ca să-ți spun și ce... în ce domeniu activezi. Asta e Dionisos, care e zeul beției, nebuniei și a tuturor blestemățiilor posibile, până așa, e născut din pulpa lui Zeus, cel de 3 ori născut. Ho, deci aici sunt lucruri, dar nu avem timp acum. Ok. Dar și Atena, Atena o pălește câte o mânie. Mega echilibrată. Mega echilibrată. Deci, zeii greci urmăresc de sus din Olimp această bătălie. Și ține cu grecii, cu aheii, cu triburile grecești. Ține Atena. Și cine a rămas de partea troienilor? Afrodita, n-are rost să vă mai spun de ce. Și cu frate-sul, zeul războiului însuși, Ares. Ok. Lucrurile sunt dirijate de sus, zeii sunt nemulțumiți. Și din acest motiv îl pedepsesc pe Ulise unii, îl mai salvează alții, îl mai împing încă 2-3 kilometri, să zic o prostie, nu știu câte zeci de mile marine spre casă alții. Alții îl pun. Și pe drumul ăsta spre casă, îs peripețiile, au loc ca într-un fel de, i s-a spus, un poem inițiatic, ca un fel de etape ale unei inițieri, ca în basme, ale acestui mare erou grec. Ele pot fi pomenite în ordine. Mircea Mihăieș, care e absolvent de Arad, ce a făcut el? Moise Nicoară sau Ghiba Birta? Să fie primit și Ghiba Birta. Deci, care este cel mai mare joisolog român în viață, acum și pururi, pentru că nimeni nu va mai scrie 3 volumoaie atâta despre Ulisele lui Joyce. Acolo o să aflați, de fapt, ce se întâmplă în modernitate cu o poveste
pe care eu mă străduiesc să vă pun cap la cap cât de cât rapid, și toată odiseea lui Leopold Bloom durează o singură zi, de dimineața până seara. Au, nu 20 de ani, nu. Unde? În Dublin. Hai, cum se poate așa ceva? Păi se poate. E imaginația unei alte epoci și geniu unui mare, mare, mare scriitor de limba engleză. Ok. Deci, acolo ele vor fi repuse, cred, în ordinea în care au loc în Odiseea. Sar peste ele, nu vi le spun cronologic cum e compusă, dar ce se întâmplă lui Odiseu? Odiseu se întâlnește cu tot soiul de monștri, între care, de pildă, lotofagii, un popor ciudat, cam drogați, care mâncau frunze și flori de lotus. Și brusc li se ștergea memoria și dispărea dorul de casă, că nu mai știa nici cine ești, de unde vii, încotro te duci, pac. Deci, citiți în toate cheile posibile. Cum adică să uiți? Să devii amnezic? Alții erau crânceni, erau lestrigoni, niște cam ca ciclopii care devorau, te mâncau, îi povestea cu ciclopul Polifem, cu monștrii ăla, Scila și Caribda, cu sirenele, care nu niște unduioase care ies din apă. E un fel de păsăret monstruos. Toate fac, îi devastează. Gândiți-vă, și sunt interpretări în acest sens, nu mi-au trecut mie neapărat prin cap, că poveștile astea, care sunt aproape fantastice, unde Dumnezeu există ciclopi, unde există lestrigoni, nu există. Nu. Dar nu le luați la literă. Dar dacă monștrii ăștia, proiectați în afara noastră, cu care luptă Ulise, Odiseu, sunt de fapt monștrii lui interior. Când îi învinge, când îi biruie, ca și alți mari eroi greci care se înfruntă cu monștri, ca și în basmele românești, care nu sunt atât de elaborate, au altă frumusețe, este de fapt bătălia cu monștrii din tine. Ce reprezintă de fapt ciclopul? În pofta lui nebună de a devora și de a mânca oameni, carne. Ce reprezintă lotofagii? Ce reprezintă Scila și Caribda? Ce monștri interior ai lui Ulise? Că cu ăia trebuie să lupte, pe ăia trebuie să-i biruie ca să ajungă la liman, acasă, chez soi în franceză. Să fie bine în el, să-i fie bine în el, echilibrat. Și se mai întâlnește cu patru, cum ziceam noi, cagicile lui Ulise Odiseu, cu patru femei, era să zic, deci e experiența în celor trei femei apărute pe traseu și a soției Penelopa, care e punctul fix, reperul, după 20 de ani. E întâlnirea cu o vrăjitoare, cu o magiciană, Circe, hiperinterpretată întâlnirea cu această vrăjitoare de o frumusețe covârșitoare, pe care în film a jucat-o Naomi Campbell, acum ca să fie clar, dacă mai știe generația adultă, ce mare top model a fost și este încă Naomi Campbell, și care atrage pe tovarășii lui spre un castel de unde se aude un fel de țăcănit, asta e foarte interesant, parcă ar fi un război de țesut și care tuturor le aduce aminte de ceva pașnic, de acasă. Mai toți sunt înnebuniți de foame, de sete, n-au mai întâlnit o femeie de nu știu când în vâjâiala lor pe mare. Și se năpustesc, cu excepția unuia. Și în momentul ăla, Circe, când intră dincolo de poartă, le oferă o băutură, nu vă spun ce studii s-au făcut, ce Dumnezeu ar fi băut aia, ce le-a fi dat, Chicheon se chema, și beau, nebuniți de foame, nestăpâniți, și atinge conuia, bețișorul fermecat, nuielușa fermecată, varga,
Și unii se transformă în câini, alții se transformă în lei și cei mai mulți în porci. E o metamorfoză, cum se zice, regresivă. Dar ăia au mințile, capetele, gândurile de oameni. Dar în mai mult decât să hămăie și să grohăie, nu pot. Înseamnă ceva chestia asta. Vai de capul vostru. Dar n-avem timp. N-avem timp. Și se întoarce supraviețuitorul pe două picioare, îi spune lui Ulise, ci dezastru. Sunt nefericiți. Și ce să facă, ce să facă? E foarte stăpânit, e foarte cugetat, dar vine și un zeu care și el al înțelepciunii și al tranzacționării, Hermes. Și zice, Ulise, nu o să poți să înfrunți pe vrăjitoarea asta, care are control și pe lumile subterane ale infernului, unde o să și ducă pe Ulise. Zice, mă prosteam la curs, lăsați-mă să mă prostesc. Și dacă e înregistrat, nu-mi pasă. Un fel de orbit, winterfresh sau ce, no, o rădăcinuță dintr-o plantă, iar s-au strofocat să vadă ce plantă. Zice, mesteco. Guma. Zice, rădăcinuța, în timp ce vorbești cu ea. Și așa face. Și aia îl îmbie, ăsta nu zice mersi, sunt sătul de viață, da, așa, și îl atinge cu nuielușa și nu are absolut niciun efect. Ce înseamnă să încorporezi o rădăcină, o esență dată de un zeu al superînțelepciunii și al lumii oculte, misterioase, care e Hermes, care umblă între lumi? Gândiți-vă. Stă ce stă cu Circe, își scapă tovarășii, face o călătorie în infern. Asta îl învață cum să facă o plută și să plece mai departe. O să o întâlnească apoi pe femeia perfectă, care este nimfa Calipso. Dar știți ce înseamnă perfect? Bifat tot, frumusețe, înțelepciune, bunătate, grijă, care e nebunită după Ulise. Și care îi oferă, dacă o ia de soție, asta aveți și în Gilgamesh, propunerea zeițelor sau făpturilor nemuritoare de a se căsători cu muritorii. Și zice, ia-mă și te fac nemuritor. El e conștient că e perfectă. Bag un, ce este, superlativ pleonastic, e prea perfectă, să nu spuneți așa ceva. Este desăvârșită. E prea mult pentru el. E prea mult pentru el. Și refuză și nu vrea să fie nemuritor. Gândiți-vă oare, de ce? Ce cu aceste femei care sunt și în aparență și în esență perfecte și de care bărbaților le e frică, chiar dacă sunt eroi? Gândiți-vă cei care ați făcut patul lui Procus al lui Camil Petrescu. Acolo e ceva, sar ca o lăcustă acum. Și acolo e o problemă foarte interesantă. Mulți spun că e un tâmpit protagonistul. Întâlnește femeia pe doamna T, dacă ați făcut. Nu se mai face, doamnelor profesoare, patul lui Procus. La alegere. Să întâlnești femeia perfectă a vieții tale și să zici la un moment dat, adio. Fără explicație. De ce nu rezistă, acum e o întrebare foarte dură, nu-mi răspundeți acum, de ce nu rezistă bărbații, fie și eroi, la presiunea perfecțiunii feminine? Ia! N-aud? Sunt intimidați. Bă, să fie primit răspunsul, băieți, nu? Da, nu, idei, sigur, sigur. Și asta poate să fie. Și totuși stă 7 ani cu Calipso, bine mersi, dar 7 ani este cam timpul în care zice-se, se erodează și marile pasiuni și se metamorfozează sau nu în altceva. Alții zic că o îndrăgostire durează mult mai puțin, 6 luni, aia flamă, alții zic că mai mult. Alții, cum sunt mituri grecești, pe viață și pe moarte, minunat, minunată.
Și după 7 ani începe un fel de tânjire năprasnică după Penelopa și îl vezi stând pe malul mării și melancolic, chiar plângând, disperat. De fapt, e prea mult, nu mai. E uzat, nu, vrea acasă, pur și simplu. Și atunci zeii intervin și o obligă pe Calipso să-i dea drumul. Sunt alte peripeții, e întâlnirea cu o fată foarte frumoasă, o fecioară, Nausica, fica regelui Feacilor, unde îi apare poetul orb, rapsodul orb, Demodocos, trece peste toate, nu intră nicio relație cu această fată, îndrăgostită, așa cum când ești foarte tânără, te îndrăgostești de profesorii tăi, de tot persoane mult mai în vârstă, în care vin alte științe și îți explică de fapt ce ți se întâmplă. Aici nu e chiar așa sofisticat, el e un bărbat foarte răspunzător, nu, nu, deci blochează relația. Și ajunge acasă, unde găsește un haos desăvârșit, pentru că soția e asediată și cetatea de o mulțime de pețitori care îi vor mâna. Unde ești? De 20 de ani ai apărut, ai murit, ai dispărut. Face o ordine, ăsta e finalul. Face o ordine, nimeni nu-l recunoaște pentru că e deghizat într-un cerșetor și apoi face acea probă extraordinară cu arcul, nimeni nu poate să încordeze și să tragă la țintă cu arcul lui Ulise, el face lucrul ăsta și iată la casă. Se regăsește cu soția, băiatul e și el mare, o să ziceți happy end. Da, da, aici așa, da, numai că aveți un amănunt în Odiseea, în care vi se sugerează că acest erou, care e un prototip al eroului modern, de fapt, veșnic însetat de plecare, de mai departe, tot mai departe, să explorăm ceva nou, să n-am stare. Și o să vedeți că e în textul Odiseei un fragmentel în care vi se sugerează că Odiseu va pleca. Va pleca din nou de acasă. Ce să fie? Ne oprim aici, pentru că mi-am adus aproape tot ce predam la facultate, dar nu, e prea mult. Nu știu cu ce o să rămâneți. Cu povestea unui asediu și a eroului tânăr, pătimaș, dintr-o bucată, asta e atributul dat lui de Homer, și, pe de altă parte, Odiseea, povestea unei întoarceri acasă a unui bărbat matur, înțelept, viclean, adaptabil, răspunzător, care nu-și găsește, de fapt, nici în final, liniștea mult visată. Cred că nu mai avem timp de întrebări. Da? Mai sunt? Da? Da. Sunt Teodora Suciu din 12F și vreau să vă întreb, cum credeți că ar arăta literatura și cultura fără aceste două cărți în prezent, în ziua de astăzi? Fără rădăcini. Răspuns scurt și fără să ezit. Săracă, pustie, chiar dacă ele nu mai sunt citite. Așa cum, uitați aici, aș vrea să văd cine la 15, 16, 17 ani, mai băieți, stai să vă spun una bună, aveți vârsta lui Alexandru Macedon când era deja împăratul lumii. Am făcut la litere unde erau 3-4 băieți, așa o chestie, mi-a părut rău. Zic, tu câți ani ai? Zic, 18 ani. Păi zic, bă, Alexandru Macedon era împăratul lumii. Tu ce ai făcut până acum? Zic, bă, ai citit Iliada? Zice, nu. Zice, dar de ce? Zic, pentru că Alexandru Macedon, care l-a avut ca maestru spiritual pe Aristotel, stați un pic,
Stați un pic, ăsta e rău, pe bune, deci nu mit, istorie reală. Și cartea lui de căpătâi a fost Iliada, care era, avea deja forma transcrisă, era sub formă de carte. Și avea un sipețel, un sipet, un fel de lăduță mică, în care oriunde mergea, în orice campanie, a ajuns până în India, măi, băieți, era cu Iliada la purtător. Și a scăpat, a fost un naufragiu și s-a scufundat corabia unde era el cu... ce? Nu i-a păsat că moare, s-a aruncat să salveze bunătatea de Iliada. Deci, poate nu o citiți așa, acum, sigur că e prelucrată, jocuri de calculator, benzi desenate, rescrieri, și ale Iliadei și ale Odiseei, mai ales Odiseea. Dar e fundament al culturii europene. Că autorii care o prelucrează, ori fi citit-o sau nu ori fi citit-o. A apărut recent cartea unui profesor de literatură comparată american, Daniel Mendelsohn, O Odisee, care e povestea, nu o lași din mână, a unui seminar pe Odiseea, pe care el îl ține la un colegiu cu tineri de vârsta voastră, și hop, vine taică-s-o, mare savant, într-un domeniu tehnic, științific, nu literar, și care la 80 și ceva de ani îl roagă să-i dea voie să asiste și el la curs cu aia de 16-17, la seminar. Și da, hai tată, dacă asta e dorința. Și se, bătrânul fiind foarte cultivat. Și băgându-se și el în seamă, în vorbă, printre copii. Și până la urmă, din aceste ore și dintr-o călătorie cu o firmă de turism, la Ithaca, unde n-ajung, tatăl și fiul ajung să se redescopere. Deci asta e ultima rescriere de acum 2 ani. A Odisei. Superbă. Curaj. Doamnele profesoare, la copii. Credeți că dacă, de exemplu, Zeus nu ar fi interferat cu așa multe persoane în lumea umană, atunci restul zeilor ar fi interferat cu Ulise? Nu, s-ar fi amestecat relaxați. Pentru că nici și autoritatea zeilor greci sau a marelui zeu era limitată. Fiecare, cum să vă spun, avea inițiativă proprie, chiar dacă erau fiii lui Zeus. Și Atena era fiica lui Zeus și Afrodita. Și fiecare a luat-o pe un cu totul alt traseu. Dar, într-adevăr, destinele care totuși nu erau dictate de zei, ci de o altă forță care e peste zei. Numai că zeilor, ca să mă exprim neacademic, li se rupea de destin, adică ne socoteau destinul pentru că erau nemuritori. Dacă mergeai la o luptă, dacă voiai să te căsătorești, dacă luai o decizie importantă, te duceai la oracol, asta era tradiția greacă și spunea: o, nenorocitule, ăsta e Oedip. Din mitul repovestit de Sofocle într-o tragedie. Se duce la Ios, taică-s-o, înainte de căsătorie și spune oracolul: nenorocitule, te vei căsători într-adevăr cu femeia iubită cu Iocasta, dar ți se va naște un fiu care te va ucide și va procrea cu propria mamă. Deci, lupta și resortul tragicului, spun mulți, și spune și marele Aristotel, este tocmai în această înfruntare a omului care e muritor cu un destin care e implacabil. Ulise, ăsta, Ahile știe că va muri tânăr. Uh-huh. Și totuși se duce. Aici e splendoarea. Aici e splendoarea. Zeii n-au tema asta. Sunt paralel cu solul, pentru că fiind nemuritori, care-i drama? Da. Mulțumesc de întrebare. După, din literatura
De la perioada interbelică până în prezent, care credeți că ar fi o carte care să înlocuiască asemenea capodoperă ca Iliada sau Odiseea? Mă, nici o capodoperă nu poate fi, cred eu, înlocuită de altă capodoperă sau de altă carte mare. Dar cea care are răsunetul cel mai mare este Ulisele lui James Joyce, despre care o să vă vorbească colegul și prietenul meu, Mircea Mihăieș, care este, v-am spus, expert. E 1922, deci suntem în perioada interbelică. Și eu cred că este apogeul, spus banal, nu, reinterpretării într-un roman ciudat a Odiseei. Nu le pot, niciuna nu o poate disloca. Nici măcar nebunia unui spaniol din perioada de sfârșit a Renașterii, care e Cervantes, cu Don Quixote, care e acest bătrâior într-un fel, jigărit, slab, niciun canon al, cavaler, pe modelul eroului. Cavalerul trebuie să aibă calcă, de-aia e cavaler. Ăsta are o mârțoagă, trebuie să aibă scut și ăsta are o tăblăraie pe el, vai șamar, trebuie să aibă un scutier, e Sancho Panza, un grăsoc, un țărănoi care nici nu știe multe și nu, ce se vede aia este, nu nălucim în nebuniile noastre. Și ce pățește Don Quixote? Se intoxică, pur și simplu în ghilimele, de cititul romanelor cavalerești, care preiau modelul Iliadei. Și el crede, îl apucă nebuneala cititului. Asta nu e un îndemn să nu citiți, că vă apucă scrântit, vă scrântiți de la atâta citit. Dar el citind romanele astea cu eroi care înving rău și pentru care binele triumfă, cu virtuțile alea pe care vi le-am spus, el crede că în epoca lui se poate trăi în codul onoarei cavalerești. Și pornește la luptă. Râsul, plânsul. Asta este capodoperă. Deci este o... între cele mai frumoase, asta aș vrea, dacă se poate, peste ani, să vă prezint. A fost la curs, erau politehniști mulți, mă, așa ne-am ambalat și sala și acolo sunt mai dezinhibați că au apucat să mă cunoască. Și vine unul de la Politehnică, se ridică și zice, doamna profesoară, zice, nu vă supărați că vă întreb, dar zice, cum vorbiți așa, nu numai dumneavoastră, dar toți, cum o vorbiți așa pătimaș, ca și cum ar fi în viață real despre ceva și cineva care nu există în realitate, adică personajele. Că noi toți ne-am făcut cei cu Don Quixote. Mai poți să fii chihotism, să lupți astăzi pentru un ideal și tot să spună că ești nebun. Dar zice, cum e asta? Zice, asta e la filologie. Mă, zic, asta e la filologie. Suntem, mai acum vine o poantă, suntem toți niște Don Quixote în chiloți. Na. Deci suntem într-un fel și noi aici și voi aduși, cred că de plăcere. Avem ceva de Don Quixote, urmașul, râsul, plânsul al vechilor cavaleri și eroi. Să vorbești în zilele astea, mă iertați că vă spun, în debusolătura asta generală. Noi să fim la Moise Nicoară și să vorbim despre Iliada și Odiseea. Păi spuneți-mi, dacă nu e o formă de nebunie, dar nu, eu vă spun că este cea mai frumoasă probă de normalitate. Pentru care vă mulțumesc, nu știți ce vaccin mi-ați făcut. Cred că încheiem acum. Mulțumim Adriana Babeți, mulțumim doamnelor și domnilor de la Moise Nicoară. Ne vedem joi cu Mircea Mihăieș și Ulisele lui James Joyce, apoi vineri, acum mi-am dat seama de coincidență, cu un scriitor irlandez, care va vorbi despre un scriitor român, Max Blecher,
Și cred că lucrurile se vor lega foarte, foarte, foarte frumos. Sper să fiți la fel de atenți și de cuminți. Da. Am să împart trei cărți, cred că am avut trei întrebări. N-am să le împart eu, veniți, am să le duc acolo la margine. Alegeți ce carte doriți și restul, nu știu, o doamnă profesoară, dacă vrea să-și asume, să împartă, știe mai bine poate decât mine. Cine ar fi vrut să pună o întrebare și n-a avut curaj să primească așa, în orb, un cadou. Mulțumim încă o dată, doamna Adriana Babeț, a fost o bucurie.